Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Japonezii au dus lupta pentru alimentație sănătoasă la un alt nivel. Au inventat o lingură electrică ce face mâncarea un pic mai sărată, ca să nu mai pună sare în mâncare, știi? Sarea, tensiune, inimă, da, puțin necaz. Mai puțină, sare, necaz. Necaz. Invenția a fost făcută publică anul trecut, cred că am și vorbit un pic despre asta. A fost luată bine de tot peste picior. A primit și un premiu Ig Nobel. Premiile Ig Nobel sunt premiile care parodiază amicalmente, așa, adevăratele Nobel. Din industrie. Sunt, premiile sunt acordate pentru descoperiri științifice ciudate, adică bazate științific, dar ciudate sau inutile, zmeura de aur a științei, cum a zis domnul Luca. E bine, acum firma japoneză care a inventat lingura electrică, deci oamenii sunt foarte serioși, au fost luați peste picior, ei demonstrează că se poate face business din asta, ei au anunțat că scot minunea la vânzare. Se accentuează gustul sărat fără adăugarea de sare, scrie Reuters. Firma, care se cheamă Kirin, nu știu cum, va vinde într-o primă etapă doar 200 de linguri electrice de sare online. $130 bucata. O să ții kilograme întregi de sare cu 130. Au și linguri grunjoase. Bun, asta. Linguri fără iod sau care sunt iodate. Linguri tailandeze. Vânzările în străinătate vor începe anul viitor. Firma speră să ajungă la 1 milion de utilizatori la nivel global în 5 ani. Lingura este fabricată din plastic și metal, a fost dezvoltată împreună cu profesorul Omei Miyashita de la Universitatea Meiji, care inventase deja bețișoare electrice care îmbunătățesc gustul mâncării. Deci, omul are tradiție. Să vezi când, și o lingură. De asta să vezi când o să descopere furculița. Da, da, toate la rândul lor. Cum funcționează? Tehnologia constă în trecerea unui câmp electric slab de la lingură spre limbă pentru a concentra moleculele de ion de sodiu pe limbă, sporind astfel percepția de sărat. Și vreau să vă spun că sunt convins că este funcțională toată povestea. Voi nu puneați limba pe electrozii de la bateriile alea de pătrate de 4,5 V? Era acru, nu era sărat. Nu era sărat. Cum? Era sărat. Era sărat. Ție îți dădea cu virgulă. Mie îmi dădea, sare, mie îmi dădea acid bază. Cum tu îți dădea dulce acrișor. Ție îți dădea dulce acrișor, a? Da, serios îmi dădea acru. Nu cred. Mișto. Era bateria stricată. Eu cred că trebuie să cumpărăm baterie de aia mare. Foloseam de aia mare, cu două lamele. Da, aia. Da, da. Nu, mâine... Mamă, deci, dacă să mai găsesc din alea. Dar ții minte, mă străpezesc acum când îmi aduc aminte de gustul ăla. Deci nu aia de 9 volți, aia pătrată mică așa... Ce aia? Aia, toate erau aia prea, da, e prea puternică. Aia de 4 volți jumate era perfectă. Mai pentru gustul respectiv. Mă jucam cu toate. Da. Era foame. Priza a încercat. Doamne ferește, băi, nu faceți. Nu, te duci azi la obor, cauți niște baterii de-astea. Acum nu, dar mai... plec acum. Nu. Vino mâine cu o baterie de-asta, nouă. Și păi facem experiment în... Îi dăm și lui Adi Tudor. Cu el începem. Lui Tudor, o baterie de care? De 4,5 V. Ca să punem pe limbă să vedem dacă simțim nu sărat. Nu există alea. Nu vedeți, mai există baterii de 4,5 V? Era un săpun care avea două lamele pătrate, nu mai sunt. Nu se mai fac? Unde ai mai văzut în ultimii 20 de ani? Ba da, se folosesc la telecomenzi. Nu la telecomenzi, se folosesc la lanternele Elba, pe care le folosesc administratorii de bloc ca să intre în pivniță, să citească. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.